Bună seara, stimați telespectatori, bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Școala Gorjana. Ne-am propus astă seară o dezbatere despre planurile cadru care sunt propuse pentru cei care sunt în dezbatere publică și avem plăcerea să fie alături de noi domnul profesor Dănuț Lupulescu, consilier educativ la Colegiul Mihai Viteazu de la și, în același timp un profesor de istorie cunoscut și o să vedeți și un tânăr, cadrul didactic e implicat în mișcarea ong să spunem așa, de pro-unionistă cu Basarabia și Bucovina, o să aflăm astăzi mai multe despre acest lucru. Bun venit în emisiunea noastră! Bună seara! Mulțumesc pentru invitație, domnule Cornel Șomâcu. Avem o temă largă de dezbătut, care ne-ar trebui foarte mult timp. N-avem decât este, o... <laughs> Timpul este însă scurt. De câteva săptămâni, Ministrii Educației, cei doi ministri ai Educației, au lansat în dezbatere publică variantele de plan cadru care să intre în vigoare în anii viitori. Până pe 22 februarie este un chestionar pe site-ul Ministerului Educației care poate să fie consultat și în care fiecare dintre profesorii de liceu poate să-și expună părerea care dintre cele trei variante de plan cadru sunt foarte bune. Varianta 1, după o analiză succintă, este cea mai apropiată de ceea ce avem la momentul actual. Varianta 2 este o variantă care uh, revoluționează uh, viziunea despre liceu pentru că dispar, dispare a doua limbă străină sau unde apare aceasta uh, are statut doar de opțional sau de curicum la decizia școlii. Și varianta 3, care se pretează după sistemul de educație occidental, este o variantă în care dă voie școlii să aleagă 40% din disciplinele opționale. Deci, cea mai revoluționară este clar varianta plantatări. a treia, să zicem așa, puțin și greu de ajuns la ea, pentru că am mai avut experiența gimnaziului, dezbaterii publice și s-a ales o variantă care, să spunem așa, a avut foarte puțină revoluție și foarte mult realitatea anterioară, să spunem așa. Aici, la liceu, însă, cum vedeți dintre cele trei? Cum vedeți, și acum vorbim cu profesorul de istorie. Și de asta am accentuat da. istorie, că o să vorbiți și de situația acestei discipline. Cum vedeți această situație, aceste trei planuri, care s-ar preta mai mult la liceele noastre? Pentru că vorbim de partea teoretică acum, deci de, e vorba de liceele uh, teoretice, nu, de, nu e vorba de liceele tehnologice unde sunt alte probleme. Bun, uh, fiecare dintre cele trei variante trebuie să le analizăm în funcție de particularitățile fiecărei instituții de învățământ. Și... Trebuie să luăm în calcul resursa umană dacă o avem, pentru că sunt uh, predarea disciplinelor opționale, indiferent ele apar pe toate cele trei variante, pe toate cele formele de profilele de studiu. Uh, Disciplinele opționale trebuie să fie rezultatul unor cursuri de perfecționare făcute de cadrele didactice. Nu putem să. Uh, suntem într-o fază în care uh, ar trebui să se pune problema realizării unor manuale unice sau unor, uh, unor suporturi de curs unice la aceste discipline opționale, pentru că, până la urmă, una, una dintre finalitățile educației este ca toți elevii să formeze aceleași competențe. Uh, de asemenea, uh, cum spuneați dumneavoastră, statutul acestei discipline, istoria, este uh, vitregită în ultimii ani prin faptul că numărul orelor de istorie este relativ mic față de necesitatea societății actuale de a studia această istorie. Și mă refer aici la faptul că, cu excepția profilelor umanist și științe sociale, uh, istoria nu are decât o oră în planul cadru. Această oră consider că este insuficientă și... Este insuficientă pentru faptul că, odată, programa școlară este de așa natură încât nu oferă întotdeauna o înțelegere foarte coerentă a evenimentelor istorice și este insuficientă pentru că, la nivelul Uniunii Europene, marea majoritate a statelor, se poate verifica, se pot discuta aceste probleme, au disciplina istorie ca disciplina obligatorie cu un număr minim de ore de două pe săptămână și în unele țări, precum Polonia, Franța, țările germane, spațiul german, istoria este disciplină de bacalaureat sau face parte din statutul disciplinelor de bacalaureat opționale. Ceea ce la noi ea poate să fie optată de, de elevi, de absolvenți, doar pentru cele două profile. Uh, apropo de această situație, am vorbit de. și în general ca toată lumea e nemulțumită de numărul de ore și asta nu e valabil numai pentru istorie Indiferent, și pentru alte discipline. Da. Pe de altă parte, am avut recent și era gata, gata să ajungă și ministrul al educației din nou, doamna Ecaterina Andronescu, fostul ministru, care spunea, vorbind de gimnaziu la momentul acela, că sunt deja foarte, sunt prea multe prea multe ore. discipline. Da. Da, păi... Nu știu care ar fi cea mai bună variantă și nici nu știu dacă Putem să spunem cu exactitate faptul că cel mai bun model de educație este finlandez german sau de unde se inspiră cei care formează acel consiliu științific, consiliul de curriculum la nivel național. însă, însă e clar că există un număr foarte mare de ore pentru școala gimnazială. Ei au merg la 29, 30, 31 de ore pe săptămână. Acum este o problemă. Ce scoatem și ce putem să lăsăm? Și aici, iarăși, discuțiile, dacă ne pune la masă, fiecare dintre uh, dascări de disciplinele pe care dumnealor le predau, vin cu argumente. A mea este necesară, a mea este la fel de importantă, a mea contribuie la. Uh, în, vorbeam de, de, de miniștrii educației. Păi aici este marea problemă. În 28 de ani am avut 24 de miniștri. Fiecare, sau 23 și domnul Popa este al 24-lea, fiecare dintre dumnealor a avut o perioadă de timp relativ scurtă pentru a demonstra sau pentru a pune în aplicare. O medie de circa 6 luni. O medie de circa 6 luni. Și atunci nu vorbim de niciun fel de continuitate. Și de aceea este această bulversare generală. Vedeți că se pune în discuție inclusiv reintroducerea în învățământul primar a notelor în locul calificativelor. Da? Sunt variantele în spațiul că public. Înțeles, există și o variantă să se scoată de Da. Există și această variantă să se scoată de tonotele. Din punctul meu de vedere, și cred că am mai găsit în discuțiile cu colegii mei de istorie și cu de celelalte specialități, problema este că în școala gimnazială se pune foarte mare accent pe studierea doar a două materii. Ele sunt dictează, după aceea, traiectoria copilului. E vorba de cele două discipline care uh, se susțin: examenul de uh, tezele unice, examenul de capacitate pe structura anilor uh, 2000, româna și matematica. Ori, e în momentul în care matematica devine disciplină de separare pentru cei care vor să meargă la filologie, nu? Și copilul. De română este mai bun și la matematică o notă foarte mică, este posibil ca traseul său educațional să nu fie cel dorit. De asemenea, spuneam de numărul acesta de ore, fiecare dintre discipline au un rol în formarea, în formarea tânărului, au un rol, în, un rol în formarea cetățeanului. Acum, dacă e să ne să comparăm la generația mea, în generația celor peste sau în jurul vârstei de 40 de ani. Același orele le-am avut și noi, același volum foarte mare de învățat, numai că astăzi cred că atracțiile cu totul nefolosibile pentru formarea noastră sunt cele care dau astfel de dileme. Da, e, e adevărat această situa situație semnalată. Pentru că vorbeam și de, să zicem, problemele, că punem în oglindă, am trecut deja prin experiența gimnaziului, avem. Ăsta de care se pare că mulți nu sunt mulțumiți, și acum trecem cu liceul prin aceeași experiență. Uh, acum problema se pune, și ministerul chiar a venit cu acea idee, ce așteptăm de la absolvenții de, de liceu. Pentru că și aici noi n-am mai văzut uh, cumva, n-am văzut pădu uh, copacii de pădure, de ceva pădure. de genul acesta. Uh, ce, ce se poate face din această, din această direcție și aș vrea să pornim însă de la altceva. Gorjul este printre puținele județe din țară, dar situația este și la nivel național, în care nu respectă procentul Uniunii Europene, în care uh, 60%, 60 tehnologic 40%. și uh, 40% învățământ teoretic și vocațional. vocațional. Bun, mergem pe varianta 60 cu 40, dar nu putem să, uh, să desfințăm dintr-o dată în localități unde există o singură instituție de învățământ și are mai multe filiere teoretice, și să ne încadrăm în acest procent de 60-40. Din ce cauză? Ce facem cu resursa umană? Uitați-vă, fiecare domeniu de activitate, indiferent că este vorba de uh, instituțiile din MAI, angajații din alt din sănătate, caută măsuri de protecție socială. E foarte important să, să privim și din acest punct de vedere. Ori, în momentul în care mergem, pe varianta 60-40, nu putem să mergem dintr-o dată. Trebuie o strategie de dezvoltare, o strategie de, care să vadă exact ce, ce întrebați dumneavoastră sau ce ne întrebăm. Ce poate să facă un absolvent de studii superioare, un de studii liceale? De studii liceale. Păi, în mod normal, finalitatea învățământului liceal este o primă etapă pe piața muncii. Acum, și aici trebuie să, să fie abordări serioase specializările din învățământul tehnic, din învățământul liceal și din învățământul profesional, trebuie să aibă o corespondență exactă, concretă cu ceea ce reprezintă oferta de locuri de muncă dintr-o zonă geografică foarte bine delimitată. Ori dacă la nivel de gorj tu îmi dai o specializare care ea se face în funcție nu de ceea ce ar fi necesar, ci de resursa umană pe care o ai în școală, o mare aici problemă, este, este o mare problemă, atunci facem, eu știu... Tâmplar și nu avem pădure, facem fierar și nu mai avem nicio mină de minereu deschisă, unde mergem? Păi, avem cele trei variante de plan cadru. E frumos, vorbind de opționale, cum vorbim la, vorbeam de programa de, de, planul de cadru de la gimnaziu, dar opționale la noi se fac în funcție de ce încadrare ai la, Aici la a, școală, a, spus, la respectiv. A spus punctul pe, pe I și eu ca dascăl predau discipline opționale de când am venit în învățământ. În marea majoritate aceste discipline nu au fost voința, recunosc, exclusivă a copiilor. Au fost datorită faptului că la nivelul catedrei mele sau și la nivelul celorlalte discipline existau probleme de încadare. Și atunci fiecare dintre noi, în funcție de flexibilitatea cadrului, planului cadru, da, la clasele 9-10 ai una, două opționale, indiferent de profil, la 11-12 la științele naturii și matematică informatică ai 4 opționale acum, 6-7 și 7 la filologie și științe sociale. Și atunci, de fiecare dată, domne, hai să completăm norma didactică cu un opțional. Aceste opționale, repet, ar fi foarte bine. Direcționată către Școala Românească, și aș merge pe varianta 3, care este revoluționară, atâta timp cât el ar fi opțiunea. În principal a copiilor, pentru că este o metodologie a CDS-urilor, trebuie să vine profesorul cu oferta, da? Și la liceu uh, cum? La liceu pot vine și părintele, părintele da, și dă acordul, dar de până acord, la urmă. pot să se pronunțe și copiii, sunt cumva da, în deplinătatea nu, nu e ca la gimnaziu sau la învățământul primar unde, clar, doar părinții pot să iau decizia. Da, și aici copiii, având o vârstă mai mare și s-a promis de maturitate, cred că au capacitatea de a discerne care dintre discipline pot să, să ajute să întărească profilul. dar. Vorbind de aceste planul cadru, una dintre variante vine și spune că la, în area curiculară om și societate, unde sunt incluse disciplinele istorie, geografie, socio-umane, avem dreptul doar la patru opționale. În area curiculară matematici, avem dreptul la opt opționale. Profilul este filologie și științe sociale. Ce, ce, în, ce facem? Adică dăm mai multe ore de matematică, de fizică, nu sunt împotriva studierea acestor discipline, să nu înțelegem greșit. Dar, Dar se presupune că dacă ai vine... la filologie... Da. automat are cumva preocupări mai mult umaniste. Copilul când vine la filologie, eu din experiența mea de dascăl știu că între pe copii la începutul clasei a noua, de ce ați ales profilul filologie? De frica matematicii. Și atunci ce faci? În 11 și la 12 ai pui matematică, îi pui fizică, îi pui chimie, toate celelalte lucruri care nu-l ajută. Ba mai mult îl bulversează îl bulversează. De asemenea, vorbeam de, de variantele acestea. Suntem în secolul 21, avem profilul de matematică informatică. Este imposibil pe piața muncii să ajungi la un nivel de performanță dacă nu știi cel puțin două limbi străine. Și atunci propunerea Ministerului de a lăsa a doua limbă modernă la stadiu de opțional, se va ajunge acolo încât directorul o să spună, domnule ăsta e bugetul de ore, da? Nu putem face sub nicio Ajungem formă, și nu la putem, cealaltă, da, da, nu putem face sub nicio formă limba a doua. Or finalitatea tu obții un certificat de competență de, uh, uh, eu știu, de, 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 de a utiliza noțiunile elementare de informatică, uh, treci în sistemul universitar unde ai două limbi obligatorii, și ajungi pe piața muncii unde la fel ai două, trei limbi care îți circulați. Aici trebuie găsit o soluție și eu cred, eu îmi doresc uh, ca dezbaterea aceasta să nu se termine atât de repede, de 22-23 februarie. Da, Pentru par... că ar fi prea așa din topor. Am mai făcut, am mai răspuns în, la niște chestionare ca mulți dintre colegii mei cu privire la structura anului școlar și au ales-o tot pe cea care a avut cele mai puține opțiuni. Da, deci uh, vii cu comunicatul și spui că 70 da, și ceva la sută au fost aleg pentru. ceva și când tu vii cu hotărârea care contrazice total ce, ce s-a hotărât sau care era consultarea. Ce rol -a mai a avut consultarea? E clar că uh, este foarte clar că uh, direcția generală sau trebuie să plecăm de la elementele comune domne, profilul da. avem trei mari profile că până la urmă pe lucrul acesta mergem și uh, trebuie să vedem unde se oprește studiul unor materii, da? Acum, de exemplu, la filologie, pentru că aici mă simt mai stăpân pe mine, matematica, fizica, chimia, încetează în clasa 10-a. Da. Da? Deci după clasa 10-a. După clasa 10 pe, pe variantele de planuri, cadru, în toate aceste variante, la profilul filologiei, există matematica. Deci se întărește rolul acesteia. Se visite. întărește rolul acesteia și... Iarăși nu văd nicio legătură, sincer, cum n-aș vedea nicio legătură ca la știința ale naturii copiii să facă mai multe opționale de socio uman Unu. O altă vari o Să altă... Zicem că legiuitorul s-a gândit de și filologia cu matematica să completeze. Interdisciplinaritatea cu... da, și. Da, da, da. Uh, și mai este o problemă. În uh, variantele, în cele trei variante, se propun titluri de opționale. Fiecare dintre ele au un palier de 10-15 discipline opționale. Am luat cu atenție și am studiat și am văzut că nu există niciun ordin al Ministrului pe mai mult de jumătate din ele ca programa școlară să fie aprobată. Interesant. Asta deci noi, la existat. noi la istorie știm clar, care nu este nici pe filologie, nu avem niciun opțional integrat, deci mai mult de jumătate din aceste discipline uh, nu sunt avizate de Ministerul Educației. Dacă se va merge cu varianta aceea a manualelor unice, cred că ar putea fortui, da, am putea forța și varianta aceasta a unei programe și chiar a unui manual. De asemenea, încă un lucru. Mulți pun în discuție studierea disciplinei educație artistică, da, educația vizuală, educația muzicală. Din punctul meu de vedere, școala românească trebuie să continue ideea că aceste discipline să fie studiate până la finalul liceului. Din ce cauză? Odată, toate activitățile extracurriculare, tot ceea ce reprezintă școală, nu putem face doar cu acei copii care studiază la clasă. Doar muzica, doar desenul, să tei între 9 a, a 10. Un alt aspect este că cele două discipline ajută foarte mult la formarea unei culturi generale. Da. Programele lor, le știu foarte bine, am mai predat, așa și desen la un moment dat, educație artistică. Programele lor vin într-o uh, conexiune perfectă cu celelalte științe sociale da? și ar putea să fie nu o oră de relaxare, ci o oră de, uh, de, re, de regândire, eu știu, de, de abordare uh, și altor probleme. Bun. Uh, într-o altă ordine de idei, avem. Uh, Educația fizică și sportul. este necesar la momentul actual, datorită faptului că tinerii noștri cam uită să mai facă mișcare. Da, scump. Mergem în Cu fața blocului, eu de când, de ani de zile, nu mai văd copii bătând mingea, nu mai găsesc jucând tot felul de lucruri pe care le practicam generațiile noastre. E clar că sportul acesta trebuie să aibă un statut special. Acum, dând două ore toate variantele merg pe ideea de două ore de educație fizică și sport, dând, alucând două ore de educație fizică și sport. Probabil că în următoarea etapă, ideea Ministerului este de a ne întoarce la bacul obligatoriu la sport. S-a discutat ce, în ce, spațiu public. Ceea ce ar trebui totuși, iarăși, o, o gândire. Sau niște legături foarte bine stabilite. În sensul că sunt absolvenți de liceu sau aproape absolvenți, în clasa 12-a, după 3 ani în care au fost cutiți la educație fizică și sport, vin și spun, domnule, mă duc la instituțiile din MEAI și mea PN. Da? Ori, cred că la nivelul acestor instituții, eu așa aș considera. Nu ai făcut sportul 3 ani pentru că doamna ea rea, ne pune, sunt diverse motive, copilul bei comod, părinții, că în marea majoritate știm cu toții, au un rol important în școală și atunci disciplina aceasta, eu aș fi ca să rămână cu două ore de sport. Da, interesant din partea umanistă venind deci, această, uh... această propunere. Că de regulă se uită, toată lumea se uită în curtea celuilalt și zice, da, poate ar fi mai bine diminuat, și uh, apropo de disciplinele reale la filologie sau invers, dar de regulă n-am auzit să zică. Lumea Sunt un simținător al, al disciplinei educație fizică și sport pentru că mă uit. Uh... Așa, zilnic, da, și este nevoie. E singura oră pe săptămână sau două ore în care copilul acela mai face mișcare și simte că trăiește într-un mediu sănătos sau ceea ce face îi ajută la sănătate. Uh, Latina. O problemă, discuțiile sunt de foarte multe, de foarte mult timp în spațiul uh, virtual, în mass media. Există variante în aceste uh, variante de plan cadru să scoatem disciplina latină ca disciplină obligatorie. Am fi singurul popor la neolatin care am face această greșeală. Este elementul de identitate până la urmă. Tot ceea ce, indiferent spre ce formă de învățământ superior vom merge, sau merg absolvenții, la fiecare dintre specializări vom găsi noțiune în limba latină. Pentru că marea majoritate a terminologiei provine din latină, Da, crea că franceza-engleză mai nou. Și atunci scoaterea latinei are defavoriza eu zic că sau ar lovi încă o dată în ceea ce înseamnă materiile necesare pentru formarea unei conștiințe naționale și a apartenenței. Corect, tot ce ați susținut până acum. Problema e că dacă toate sunt... Da, Ajungem la numărul toate, ajungem din nou la numărul. La 31-32 da? da. de ore pe sau săptămână. Sau mai ajungem și la o altă situație care se întâmplă în momentul de față în învățământul românesc. Uh, trebuie reduse costurile, trebuie redus... Uh, să ne încadrăm în bugete, costul în costul pe standard elev, pe elev da. și atunci se va umbla inclusiv la numărul de ore, adică să fim la minimul ca să cheltuim mai puțin sau să nu mai fie o nouă găselniță, să spunem așa cu dinimele de rigoare, să avem pe orele opționale sau pe orele care ar fi la plata cu ora uh, cali, uh, profesori în primii ani de învățământ, că da debutanții ca să fie plătiți să fie și, costul da, mai costul să fie, da. mai redus. Da. Finanțarea aceasta per capita, eu știu standard. Și este făcută haotic, din ce cauză? Pentru că vorbim de instituții foarte mari, unde costurile privind încălzirea, eu știu, gazele, apa, toate celelalte sunt impresionante sau sunt extrem de ridicate, iar numărul de elevi este în scădere. Eu vin dintr-o școală care în 2012, 2011 a câștigat un proiect, un proiect pe fonduri europene de realizarea a unui campus școlar care a constat în reabilitare a instituției și construcția unui cămin, bază sportivă și așa mai departe. La vremea respectivă erau o, patru clase liceale și plus școală post și învățământ seral. Acum când lucrările s-au terminat, noi mai avem uh, o singură clasă de liceu și o singură clasă Era vorba de corespondență pe fiecare an da, școlar. Da, într-adevăr, resursa -a -a. umană din uh, ce am putea noi acoperi ca instituție din zonele adiacente localității Bumbejiu, este în scădere. Dar totuși, parcă să mă ții cu costul ăsta standard. Da? Profesorii încep să. sau normele încep să se reducă și tu mă ții cu costul ăsta standard. Dar mă și ca să cheltui, nu? Că trebuie să meargă căldura peste tot. Avem laboratoare. Și așa mai departe, iarăși este o abordare greșită. Din punctul ăsta de vedere, uh, discutăm foarte des în cancelare și în ultimii ani suntem nemulțumiți de modul în care se taie clasele. Nu știu ce strategie există, niciodată nu mi s-a explicat concret. Doamne, tăiem la Bombejiu clasa de științe ale naturii pentru că sau tăiem clasa de matematică-informatică pentru că. Nu a fost niciodată o explicație. Ori... Se, mai, com, se completau locurile, se, deci nu există... Se, puteau complet, se completau da. locurile. Și cred că, dacă tot vorbim de descentralizare, pentru că pe asta se pune accent, uh, cea mai bună soluție ar fi să rămână la atitudinea comunității locale această decizie de a-și face planul de școlarizare. Adică să nu mai mergem, să depindă neapărat, dar exact ce spuneați dumneavoastră la începutul emisiunii. Avem o directivă a Uniunii Europene, ne obligă 60-40, nu? Și iarăși ne lovim de anumite aspecte. Uh, au venit și câteva mesaje, unul unu cred că este chiar interesant și uh, se leagă de ce discutam mai devreme. Înainte de asta, cineva din Bumbejiu vă salută. Și spune, și, și spune că a fost foarte onorat de faptul de a fi elevul acestei școli, chiar dacă mai târziu, acum lucrează în străinătate, spune, spune persoana respectivă. Încă cineva spune așa, planurile cadru noi nu vin cu nimic bun, pentru că noi în școli nu avem personal calificat să facem opționalele de care vorbim. Exact ce spuneam. Exact de ce spuneam mai devreme, da. Așa, cineva spune apropo de costul pe relev că asta e marea crimă ce se produce asupra învățământului românesc. Da, și din experiențele anterioare s-a demonstrat că banii pentru salarizare, nu mai vorbim de alte componente, se cam termină iulie-august, nu? Și așteptăm după aceea rectificările bugetare. Da, da, și din păcate... Și știm din păcate acestea, și da, creștere negată, creștere, creștere și de fapt este pe minus. Da, mai, mai spune cineva, un domnistrate, și semnează dânsul. Felicitări domne, domnilor pentru tematica emisiunii de astăzi. Vă ascult cu mare plăcere. Și noi mulțumim că ne urmăriți. Mă bucur că sunt foști absolvenți ai liceului la care predau, care își mai aduc aminte cu drag de orele de istorie și de profesorii acestei instituții. Chiar dacă uh, am așa un regret, uh, mi-aduc aminte, în primul an de învățământ, uh, aveam, nici, nu, nici nu am reușit, după primul an, să-mi cunosc colegii din cancelarii. Atât de mulți erau. Astăzi îi numărăm pe degete. Da, apropo că ați adus în discuție și promit că trecem și la partea a doua, pentru că vrem să ne ocupăm și de. Suntem în anul centenarului și avem foarte multe de discutat și pe această temă. Uh, apropo de strategia aceea cu acele campusuri, pentru că se făcut să trebuia să în județ erau 7-8 care ar fi trebuit să centralizeze și așa se face în Polonia, să aducă toate zonele limitrofe, să strângem copiii, să avem un alt nivel de dotare, de în orice caz, de, de învățământ, de, nu s-a mai făcut nimic, ba din contră, această strategie pare total abandonată, deși s-au investit bani. Ca un paradox avem situația din defileu cu hidrocentrala, da, hidrocentrala și centrala. toată cea, am investit sume enorme iar acum ne trezim că nu mai facem nimic cu acele investiții pentru că nu știu ce probleme de mediu. Da, există un singur punct pozitiv, îl găsesc eu cu aceste campusuri. Faptul că statul oferă pentru învățământul profesional cazare și masă gratuită, da, în niște condiții acolo, să n-aibă absență, să aibă media la portare. Peste 8, uh, însă, cred că o soluție ar fi ca aceste campusuri să fie funcționale la capacitatea lor să și dea un, să aibă un randament: este ca uh, persoana, copiii cazați în ele, să prim, de la celelalte rute sau de la celelalte profile, să primească același avantaj. Adică, o cazare, o masă și chiar o bursă. Și atunci, e clar că îi vei aduce unul, dar venim din zone uh, monoindustriale sau venim din zone în care nu există locuri de muncă. Marea majoritate a părinților cu care discutam și când încercam să-i conving să-și trimită copiii, să-și dea copiii la, la cămin, îmi spuneau, domne, eu pe ăsta Când vine acasă, duce, mai dă la animale, adică nu prea. Din fericire, noi, noi, instituția mea, pe partea ce înseamnă dotare pe specializări, din vopsitor, auto, pe partea aceasta de industrie auto, stăm foarte, foarte bine. Problema e că dacă în anii viitor nu, vor dispărea și clasa de învățământ profesional, investiția este zero. Adică nu are niciun fel de finalitate. Da, s-a beneficiat de niște programe de finanțare în zona din ce știu eu din anii trecuți. Aveți dotări la, la standarde foarte înalte. Mai în mult decât ar trebui unui copil. Da. Mai mult, așa ne spuneam cei care. Ba, din, știu că atunci când s-a inaugurat și această bază și se, se vorbea că este peste nivelul unor universități mai de mică importanță din țară, pe domeniile respectiv, domeniul da, auto put sau ceva de genul ce, ceea ce e deja foarte este mult. Este foarte bine, dar... Spuneam că ne-am rezervat o parte a doua emisiunii să vorbim cu dascălul de istorie Dănuț Lupulescu, dar despre activitatea, să spunem așa, colaterală școlii, dar în același timp extrem de necesară la un cadru didactic, la un patriot până la urmă, activați de mulți ani în cadrul unei organizații dedicate, are principal, principală ideea programului, Unirea Basarabiei cu România. Mm. spuneți mai mult despre această mm. organizație și despre ce faceți dumneavoastră acolo, pentru că ați avut acțiuni și la Târgu Jiu care au avut succes, ați fost la Chișinău, ați fost la București sunteți implicat foarte mult în asemenea tipuri de acțiuni Da, este o activitate uh, care mă ocupă foarte mult timp uh, și o fac cu plăcere În uh, 2012 la 200 de ani de la actul Mârșav prin care Basarabia era anexată de Imperiul Țarist uh, câțiva tineri bucureșteni și studenți de la Universitățile Iași, București și, și chiar a fost și Universitatea Valahia din Târgoviște, au inițiat o platformă unionistă, se numește ea. La momentul respectiv avea denumirea de Acțiunea 2012, Basarabia-România, care și-a propus ceea ce își propuneau la sfârșit de secol XIX și început de secol XX celebrele societăți basarabene, bucovinene, arboroasa, Dacia, Transilvania și așa mai departe, să redeștepte această conștiință națională și să repare o greșeală singura valabilă din al doilea război mondial. Pactul pentru Molotov permiteau Uniunii Sovietice să anexeze teritoriul românești. În 1940, la 30, 28 iunie, știm cu toții, Basarabia a fost anexată alături de nordul Bucovinei și de ținutul Herța de Imperiul Rus. După 1989, prăbușirea Uniunii Sovietice a adus acest stat românesc, sau al doilea stat românesc, într-o într perioadă foarte critică, într-o direcție care nu a încă fixat. Or, în, cadrul, în cadrul activităților Acțiunii 2012, încă din, de la înființarea ei, ne-am propus în, într-o primă etapă să sensibilizăm opinia publică, să o conștientizăm de ce este necesar ca cei de peste prut, cu cei din coace de prut, să se reîntoarcă acolo unde au fost până în 1940 și, în primul rând, să formăm un sentiment național. Din păcate, în marea majoritate, societatea actuală uh, sau românii caută uh, la poporul acesta doar defect. În cadrul acțiunii 2012, am participat cu elevii mei și nu numai ca să nu înțelegem implicarea școlii, ci cu pasionație de istorie la mitinguri unioniste la București. Unele dintre ele. Uh, nu au fost uh, chiar acțiuni fericite din punct de vedere al intervenției jandarmeriei. E vorba de un meeting în 2016. Anul uh, trecut, uh, la inițiativa uh, unor tineri, cu care mă mândresc dintre elevii mei, au zis, domnule, nu, hai să facem ceva să apropie 2018, să împlinește 100 de ani secolul de stat național unitar român și am vrea să mergem să vedem... Uh, Ceea ce dumneavoastră ne spuneați, frații de dincolo de prut. astfel s-a născut ideea unei campanii umanitare de donare de carte, desfășurată în luna noiembrie 2017, care a fost sprijinită de mai multe instituții din Județul Gorj, printre care Muzeul Județean, Centrul de Cultură, Consiliul Județean Gorj, cărora le mulțumesc pe această cale și în de 1 decembrie sau pe 30 de noiembrie am mers în orașul Nisporeni, din Basarabia, raionul Nisporeni, la liceul Teoretii Mircea Eliade. Acolo am, făcut, am avut un schimb de experiență și mi-am dat seama că, de fapt, singurul lucru care ne desparte este lipsa noastră de voință. Gândesc românește, vorbesc românește și au adaptat inclusiv scrierea la uh, modificările din 2017 care au intrat în vigoare și în ceea ce privește limba română. În, uh, am fost foarte, uh, foarte entuziasmați de modul în care am fost primiți acolo. Iar uh, urmează ca uh, tinerii de acolo, cadrele didactice și copiii să viziteze instituția noastră în acest an centenar. Este una dintre acțiunile pe care noi ni le-am propus cu ocazia uh, aniversării a 100 de ani de la crearea României Mari. Uh, o acțiune uh, mai aproape de noi, care va avea loc uh, în jur de 25-27 martie, în funcție de anumit uh, programul anumitor instituții, unde vrem să dincolo de un spectacol tematic, un spectacol folcloric, un spectacol de poezie, să lansăm în spațiu 100 de lampioane ca simbol la împlinirea 100 de ani. La momentul actual, aș vrea să informez opinia publică, mulți dintre cei care ne privesc poate știu, unii poate nu știu, faptul că simbolic 23 de localități au declarat unirea cu România. Uh, mai avem mult până la 500. Mai da. avem mult. 500 de, de comune de localități are, uh, are basarabia, dar este un început. Bine denumirea oficială fiind republica. Republica Moldova. 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 Da. Eu refuz să folosesc denumirea de Republica Moldova, pentru că mi se pare uh, anormal să, să vorbim de un alt teritoriu. Adică să, să negăm că nu, uh, să negăm adevărul istoric. Uh, pe 1 decembrie am fost și la un marș unionist în Chișinău, unde discuțiile cu cei de acolo nu au făcut altceva decât să ne încurajeze. Deputați din Parlamentul de la Chișinău, reprezentanții administrației publice din Isporeni, prefectul raionului cu primarul orașului, persoană foarte tânără și cu viziune, prin acțiunile lor ne dau garanția că împlinirea acestui deziderat Readucerea Basarabiei acasă nu va fi departe. Este posibil să fie anul 2018. Este posibil să fie în următorii ani. Cert este că lucrurile au început să se miște. Există și un context extern favorabil, în sensul că la nivelul relațiilor internaționale, Rusia cu Statele Unite merg pe o răceală pe anumite componente, dar pot să meargă pe influență și atunci trebuie să profităm de acest joc. Îmi pare rău că documentele sau uh, o parte dintre, uh, dintre documente sunt secrete. Îmi pare rău că în 1991 președintele Moldovei vizitând România i-a propus lui Ion Iliescu ca să ne reîntregim. Condiția, condiția în ghilimele, a celor de la uh, Chișinău era aceea ca funcția de vicepreședinte a României să revină unui reprezentant al Basarabiei până la integrarea propriu-zisă. Am pierdut un tren istoric, am pierdut un tren pe care puteam să, să avem foarte multe avantaje. E, apropo de profesorul de istorie, acum, cred că acea, acel proiect din 91 care a ajuns la președintele Iriescu era un, un cal troian până la urmă. Având în vedere, dacă ne gândim ce s-a întâmplat cu Iugoslavia și cu da, toate celelalte... Da, putea, putea să fie și o capcană. Putea să fie și o mare capcană cap și cred că aici... Dar, venind în momentul actual, cred că este un moment favorabil. Ce facem însă? Că până la România Mare, mai avem Bucovina. Da, acolo e o problemă extrem de sensibilă pentru că, uitați-vă și dumneavoastră, situația din Ucraina nu ne încurajează. Singurele lucruri sau printre elementele care ne îndeamnă să, să credem că românismul nu dispare acolo, reprezintă numeroasele uh, acțiuni culturale care păstrează tradițiile românești. De fiecare dată, cu ocazia sărbătorilor pascale, de Crăciun și așa mai departe, uh, cu foarte mare mândrie, această comunitate de români și scoate în evidență ceea ce este mai bun. Dar, dar, uh, rămân dezamăgit de faptul că niciunul dintre președinții României din autorități și nu facem politică, noi profesori de istorie nu facem politică, doar prevedem politica, uh, nu am făcut suficient pentru a proteja aceste, aceste insule de români din afara granițelor. Aici este principala problemă pentru că dacă ne gândim la zona sârbească, ce probleme au cu românii de acolo, din Timoc, dacă ne gândim chiar și în Basarabia, nu mai vorbim în Bucovina, românii sunt cumva vitregiți. Statul român nu este acel factor coagulant. Adică, dacă ne uităm la unguri, ce fac ei pentru comunitatea lor din celelalte și fac probleme în statele celelalte, dar în favoarea comunităților. La noi, practic, nu facem nimic. Deci tot ce vorbim de acțiuni culturale și e rolul unor asociații de acestea Atât. neguvernamentale N -n, nu au rol instituțional. Da. Nu au rol instituțional, nu deci au și putere. avem instituții care cheltuie bugete enorme fără să facă nimic. Și uh, misiunea lor e tot în direcția aceasta. Da. Uh, să, nu, să nu reducem uh, totul la faptul că nu avem bani pentru așa ceva. Există bani, ce spuneați dumneavoastră, dar totuși eu îmi pun o întrebare... Instituțiile acestea de cultură, instituțiile guvernamentale care ne reprezintă, sunt alcătui sau au în componența lor oameni foarte bine pregătiți. Bunele au în componența lor români adevărați, care A, pun aici, interesul aici pentru că uh, vorbim de 1918, vorbim de 2018. Uh, contextele sunt diferite. Generația de la 1918 era o generație în care punea interesul național, național mai presus, mai presus de decât cel personal. Ori exemplele post din viața politică ne demonstrează contrariul. Eu am o nenămurire, Apropo, avem acel departament al românilor de. De Petutine, Petutine, da. Care se centrează, curios pentru mine, pe românii plecați la muncă în străinătate, Italia, Franța, toată to to stima pentru ei, e nevoie și pe program pentru e ei. E normal. Dar ei nu deci nu sunt persecutați în Franța, acesta nu e A, da, ar trebui direcționați exact cum da. spuneați dumneavoastră. Zonele Iucoslavia. unde românismul are probleme, adică poate să dispare sub presiunea statului opresor. Uitați-vă, o zonă unde există români și uh, foarte puțin este act mediatizată activitatea lor, Cadilaterul. Da? Unde uh, bulgarizarea, nu știu cum să spun, cred că termenul acesta ar fi corect, a determinat la un moment dat uitarea elementului române sau aproape dispariția. Nu avem școli în limba română în Bulgaria. Nu avem. Uh, în Ucraina, președinte. Da, totuși, sunt localități bulgare care au. au A, da, trei, trei județe, cu, da, trei județe. Trei județe au vrut să, se, să se, unească... se unească cu România. Da. Bine, o artă o, sau O strategie, pot da. să fie exact ce spuneam, să nu da. o conjuntură. Uh, este într-adevăr dezamăgitor, pentru că în Ucraina, limba română, la un moment dat, nu se va mai studia. Planul, legea învățământului da, interzice peste 8 ani, cred că au zis, da, că încep din învățământul primar să mai fie școli în limbele minorităților naționale. Da, între timp am înțeles că s-a... S-a revenit, da, revenit, dar ideea, faptul de... că cineva, la nivel a oficial, gândit așa, a gândit așa... Ar putea să revină oricând. Da, și vorbeam de, de statul maghiar. Uh, Uitați-vă, din surse așa uh, scoase de mass media, finanțează anul acesta cu peste 100 de milioane de euro comunitatea. Ac comunitatea? Da. De fapt, organizațiile maghiare. Bun, de... și au acești bani, au ca să desfășoare acțiuni culturale, să facă școli inclusiv. Adică au asociații, au pârghile și au legătura în primul rând cu țara mamă, cu Ungaria. Pe când la noi asta lipsește. Noi există, avem foarte puțini întreprinzători privați care mai fac acte de caritate și mai sprijină școlile. Nici legea nu le nu prea ajută așa. Nici legea nu le, da. Uh, suntem într -o, în, în anul 2018, anul centenarului. De fapt, toate aceste organizații n-au spus acest lucru, dar toate s-au concentrat într -o în prima, Pentru într o centenar, alianță da. pentru centenar. Foarte frumos acest lucru. Și obiectivul principal fiind să marcăm cum se cuvine acest și an. Și mai este o acțiune amplă care are loc la Chișinău pe 25 martie, cu două zile înainte de împlinirea 100 de ani. Uh, vor să creeze pe sistemul în 1 decembrie alba iulie o mare adunare națională a românilor, a basarabenilor, a românilor din basarabia, care să ceară unirea acestei provincii cu România. Uh, am văzut că mesajul este din ce în ce mai prezent, uh, găsește simpatie în mediul, uh, în mediul basarabean sperăm, îmi doresc foarte mult și vorbeam și cu colegii mei din platforma unionistă, să nu fie vreo blocare a acțiunilor acestora. Că mai fost cazuri când liderul mișcării, George Simioni, s-a interzis să, să intre pe teritoriul Moldovei. Chiar noi am avut probleme cu pătrunderea cărților în Basarabia, dar, dar pe dacă pe nu există așa astfel de probleme, cred că nici nu te motivează. Suntem pe ultimele minute ale acestei emisiuni vorbeați despre evenimentele care se vor desfășura în martie la Bumbești-Jiu, dedicate de fapt unirii Basarabiei cu România, dar practic marcăm... mai multe, e începutul de, unui program da, artistic da. Trebuie spus că, și s-a mai spus de la această emisiune, pe 27 martie Gorju, deci găzduiește o nouă ediție, cea 32-a simpozionului. simpozionului de Istorie Românească, cu invitați din Basarabia, Bucovina și chiar din zona din Timoc, s-a -a confirmat o prezență și din, din zona respectivă. Vedeți, din e la, exact ce spuneați, e la nivel de instituție, nu? Dacă aici de oamenii, e la nivel da, de instituție. Avem, da. Norocul nostru al dascărilor de istorie că la Consiliul Județean avem un, un, dascăl, de un dascăl de istorie da. și Uh, și bineînțeles uh, organizarea aparține atât Consiliul Județean Gorj, cât și societății, societății de științe istorice. istorice atât la nivel județean cât și la nivel național uh, ca o, o concluzie a celor discutate cu liceul am văzut uh, suntem la faza în care cred că ar fi bine cei care vă uitați la noi și puteți să faceți lucruri să veniți cu propuneri să dezbateți acest lucru, să vedeți ce e mai bine pentru fiecare dintre dumneavoastră, chiar și elevii pot să facă da. să pentru că, până la urmă, beneficiarii sunt ei. Pe de altă parte, pentru că suntem în an centenar, nu trebuie să uităm marile evenimente istorice din uh, trecutul nostru și, mai ales, în acest an, să vorbim de ce s-a întâmplat în acel an de grație, 1918, în care toate lucrurile ne-au fost favorabile. Da. Uh, contextul a ținut cu noi, să spunem așa, și mergând. Uh, în paralel cu, cu faptul că se împlinesc 100 de ani, avem datoria morală, avem obligația, ca dascăl de istorie, în primul și în primul rând, ca dascăl de istorie, să dăm o mai mare importanță acțiunilor de anul acesta. Cu siguranță vom mai reveni asupra acestui subiect în, în acest an. A fost cu noi domnul. Uh... Danus Lupulescu, mulțumim pentru prezența și la Și eu vă emisură. mulțumesc mult. Dragi telespectatori, a fost emisiunea Școala gorjană, Mulțumim pentru atenție. La revedere!